Salut! Eu sunt Kivi de la Transuman4x4.ro, iar astăzi avem un nou episod de unboxing Overlander Adventure 160. Plus, vom vedea un nou accesoriu disponibil începând cu acest sezon, și anume anexa la acest model de cort. De data aceasta avem un nou accesoriu primit de la unul dintre urmăritori care a venit personal să ni-l înmâneze atunci când a venit să ne viziteze shop-ul. A zis că are un cadou special, e drept, a zis că l-are pentru Ana, deci probabil n-aș avea voie să-l folosesc oficial. Ta-dam! Ca la orice cort, prima dată îl deschidem jos pentru a scoate din el toate accesoriile necesare montajului, dar toate astea după ce ne facem un pic de curat. Modelul Adventure este fratele mai mic al modelului Explorer și totodată mai accesibil ca și preț. În opinia noastră este produsul ideal ca și raport preț-calitate. Sezonul trecut având surpriza să-l vedem montat peste tot prin orașele prin care am trecut, pe diverse mașini, dubițe, logane, Volkswagen Passat, Golf, pe ce l-am mai văzut? Chiar și pe Jeep și Rocky are vecinul tău, Vlăduț. Iar înăuntru, după cum am spus, vom găsi scara, bețele longitudinale, care la modelul Explorer și Adventure trebuiesc montate. Și bineînțeles, husa care vine montată peste cort, husa de transport, săculețul, barele și scara, după care închidem frumos cortul și începem ansamblarea lui. Prima și prima dată trebuie să-l flipuim un pic, pentru că pe această parte vine pusă scara și ne încurcă atunci când o dăm peste cap. În săculeț vom găsi, cum am obișnuit, cele două chei, 10 și 13, șuruburile de prindere a scării, plăcuțele de prindere a scării, plăcuțele de aluminiu care vin montate pe șinele longitudinale, cele 4 platbande care vin sub portbagajul sau bările dumneavoastră transversale și cele 4 căpăcele antișuierat, plus corzile de întindere a materialului înainte să îl închidem. Bun, vom începe cu prinderea barelor longitudinale. După cum vedem, pe modelul de 1.60 avem 3 găuri. Luăm șuruburile cele mici, dar cu șaibă mare. Le băgăm frumos mâna printre saltea și placaj în cort. Doar că am uitat un mic detaliu. Înainte de asta, introducem 3 piulițe mici de la cele 3 șuruburi. Le introducem pe șina bării longitudinale. 3 pe fiecare șină, acest locaș de pe mijloc, și le punem corespondent fiecărei găurici. Revenim la planul inițial în care căutam pe dedesubt gaura cu șurubul. Înfiletăm cât să nu pierdem șurubul, trecem la următorul, la fel. Bun. Aici vom folosi cheia de 10 pentru a strânge șuruburile. Odată ce le-am fixat și ne asigurăm că șina prinde în mod egal cadrul metalic de pe exterior, putem să le strângem cu simț. Repetăm aceeași manevră și cu cea de-a doua bară. Piulițele sunt introduse deja pe șină și căutăm pe lambinătură. Ne putem băga mâna să căutăm găurile din placaj. Barele montate, mai trebuie doar întors ca să montăm și scara. Vlăduț? Stai un pic. Cum vrei tu. Dar numai așa poți. Așa. Pentru montarea scării vom folosi cele 4 șuruburi cu câte 2 șaibe per șurub, plus aceste profile triunghiulare și cele 2 șuruburi scurte. Scara, după ce scoatem din pungă,
să fim mereu atenți la montaj, ca scaiul să rămână deasupra, că altfel nu o mai putem desface după ce am pus-o sus. O șaibă rămâne pe interior. Punem și cea de-a doua șaibă cu a doua piuliță de 10. Înfiletăm ca să nu pierdem șurubul. Repetăm aceeași manevră și cu celelalte 3 șuruburi. Șaibă interior, șurub interior, șaibă exterior și piuliță. După cum am spus și la celelalte șuruburi, toate se strâng la mână cu bun simț. De data asta vom folosi ambele chei ca să ținem contra. Preferabil ambele chei să fie de 10 și pe înfiletare, nu pe desfiletare. Bun, tălpicile au fost prinse, scara în interiorul tălpicilor, iar cu șuruburile mici, scurte, vom prinde scara. Aici vom folosi ambele chei de 13. Strângem, dar nu foarte tare, pentru a permite scării să se miște. Și odată ce scara este prinsă, cortul este pregătit să fie urcat sus pe mașină. Ce ușoară e viața cu astea. Stai un pic, îl ții? Dă-l peste, dă-l, împinge-l, nu, împinge-l sus. Te uși tu sus? Urcă sus. Nu strica mașina, vai bara mea, uite cum se mișcă din că... Următorul pas ar fi să introducem două profile metalice pe fiecare capăt de la fiecare bară. Iar unul dintre ele vine în interior, unul în exterior. Aceste șuruburi sunt unite cu plăcuța din pachet, strâns cu răspundere. Cam când simțiți că începe să se îndoaie placa asta, înseamnă că ați strâns un pic prea tare. Vezi că ridic un pic? Odată fixate cele 4 prinderi, extindem scara complet, ne apăsăm ușor pe ea, iar cortul este deschis. La ce trebuie să fim atenți? Salteaua să nu vină între cele două șine. Iar odată ce ne-am asigurat că salteaua nu intră între cele două placaje, putem să-l extindem complet, iar reglajul se întâmplă ca la toate celelalte modele, de sus în jos. Înăuntru un cort, dacă nu ați scos când ați desfăcut cortul prima dată, veți găsi tijele care ne ajută să fixăm ferestrele și intrarea. Tije care se găsesc pe două dimensiuni, 4 lungi, 4 scurte. Cele lungi vin la intrare și la fereastra opusă intrării, adică pe partea cealaltă, iar tijele scurte la ferestrele laterale. Lăsăm materialul frumos jos, iar aici în crăpătură încercăm să găsim orificiul care este la 45 de grade, deci nu încercați să-l introduceți drept. După ce l-am introdus în orificiu, îndoim acest băț flexibil până când ajunge în gaica prelatei de deasupra. Repetăm același lucru și la celălalt băț. Iar intrarea este aproape pregătită. De ce aproape pregătită? Pentru că mai avem frumos de rulat cele două materiale de la intrări. Materialul impermeabil plasa de țânțari. Fiecare poate fi rulată individual. Și putem spune că suntem aproape pregătiți pentru o noapte liniștită unde am montat cortul, într-o parcare sau în natură. Ca oricare cort din seria Overlander, și acesta vine cu Skyview, adică cu o vedere către stele, către ploaie sau către o zi însorită. Ar mai fi de montat și ferestrele laterale, dar dacă ați optat pentru achiziționarea anexei cortului Overlander Adventure, recomandăm să montați prima dată anexa, după care ferestrele laterale. Anexa este una foarte ușor de montat, care vine frumos în husă. Înainte de toate, vom începe cu montarea sky-ului. Cu sky-ul spre mașină, introducem pe șina de la cort,
această întăritură de pe un capăt până pe celălalt. Închidem cortul și repetăm aceeași manevră cu cel de-al doilea material, pe șina de la placajul de deasupra. Se montează una dintre aceste bucăți de material cu întăritura deasupra pe șina cortului cu scaiul spre exteriorul mașinii. Repetăm manevra cu cea de-a doua bucată, de data asta spre interiorul mașinii. Un detaliu la care trebuie să fim atenți, aceste bucăți cu scai nu se potrivesc una în locul celeilalte, ci obligatoriu bucata cu această tăietură este bucata care vine deasupra scării. După care luăm anexa, care are două uși, două ferestre, doar că, cum ne dăm seama care, în care parte trebuie pusă, ușa cu plasă vine spre scară, iar ușa fără plasă vine spre mașină. La fel, folosim șinele de pe lateral, încercăm simultan pe ambele părți. Iar după ce am introdus capetele, putem să ne folosim de scai și să le lipim, care deja s-a lipit aproape singur. Odată instalată anexa, avem și spațiu privat în care ne putem schimba sau alții ne putem folosi toaleta ecologică. Eu am fost Chivi de la Transuman44.ro. Mă bucur că ai stat până la finalul acestui episod. El este Adventure 1.60 plus anexa tot de 1.60. Dacă ai întrebări legate de acest produs sau oricare alt produs, ai secțiunea de comentarii. Toate produsele noastre le găsești pe Transuman44.ro. Iar până data viitoare, nu uita like, share and subscribe.